Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Andra Dospinescu și în această seară ne aflăm în fața clubului Ponton din Comănești. Am plecat în misiune pentru că ne-a șoptit o păsărică că în această seară se anunță a fi o petrecere incendiară și este invitată una dintre cele mai frumoase și sexy vedete din showbizul românesc, Cosmina Păsărin. Haideți să vedem care este pulsul petrecerii și să ne distrăm alături de ei. Bună seara, dragii mei, numele meu este Cosmina Păsărin, aici sunt, prezent la datorie. Mă bucur că am ocazia să petrec această minunată seară de sâmbătă, 9 februarie 2013, alături de voi, în stadiul petrecerii, chiar în acest moment. Înainte de a face acest lucru, vreau să vă spun două lucruri foarte importante. Mulțumesc clubului Ponton pentru invitația făcută în această seară. Sper că ne vom întâlni și afară și că vom petrece la fel de bine și la piscină. Yeah.
Cosmina, ne-ai cucerit. Spune-ne dacă o să mai revin în această zonă. Dacă voi mă invitați, cu mare drag. Da, mi-aș dori să revin, pentru că, așa cum spuneam, am întâlnit în această seară petrecăreți foarte energici. Și pentru meseria de MC, astfel de petrecăreți reprezintă un bonus, știi? Adică e foarte important să schimbi acea energie cu oamenii, să te simți bine alături de ei. Este foarte important, evident, ca și ei să se simtă bine alături de tine. Și zic eu că această seară a avut toate aceste ingrediente. Thank you.
spune-ne cum a fost atmosfera în această seară în Club Ponton Comănești. Bună întrebare și trebuie să recunosc că de la începutul acestei seri așteptam să fiu întrebată cum am simțit la Ponton în această seară. Ei bine, dragii mei, înainte de a vă spune că sunteți extraordinari, trebuie să mulțumesc încă o dată Clubului Ponton pentru invitația pe care mi-a făcut-o în această seară. 9 februarie, sâmbătă, o seară memorabilă, o seară în care m-am distrat foarte tare, mi-am făcut noi prieteni și dacă tot ne-am împrietenit, cred că ar fi bine să ne împrietenim și pe Facebook, Cosmina Păsărin Official, accesați-o ori de câte ori aveți voi timp, că sunteți la muncă, că sunteți acasă, că sunteți mai plictisiți, că sunteți mai energici, accesați această pagină pentru a afla despre evenimentele la care eu particip. Spunea că m-am simțit foarte bine în această seară. Am cunoscut oameni foarte relaxați, oameni foarte energici, oameni cu chef de petrecere, domne, ceea ce pe mine mă bucură pentru că călătoresc foarte mult prin țară și întâlnesc tot felul de oameni în tot felul de locații și iată că am fost foarte plăcut surprinsă de acest loc. Mulțumesc încă o dată pentru invitație. I'm not afraid to die.
toată lumea! Fetele se mișcă, bine de tot. Ce? Ai, e bine de tot.
fetele se mișcă. Bine, după ce? Bine, 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 da. Bine, 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 da. Bine, 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 da. Asta te rapă, te putea, pă, te te rapă, te po. Aoleo! Hai de capul meu, nu vreau să folosești. Pentru această seară am rămas din nou ultimii la această frumoasă petrecere, dar asta cu gândul că ne vom întâlni săptămâna viitoare la cea mai tare emisiune din grila Impuls TV, Urban Life, pe săptămâna viitoare.